Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Chestii de speriat. Aoleu, e atât de fals! Ei, la ce te aștepți după ce a fost despărțit de prietenii lui? Merita să fie schilodit, chiar dacă e doar un film. Chestia aia e sânge? Ha, se vede că e ketchup! Șt, urmează partea cea mai bună! Ei, cine poate crede că poți să turbezi de la niște sfeclă și să te apuci așa să alergi după oameni cu o săpăligă? Liniște, e Mitch, grădinarul diavolului, favoritul meu, așa că dacă nu vă supărați... Hai, lasă-mă! Asta numesc e înspăimântător? Pe cine păcălesc? Șt, Mitch e pe cale să ia roaba de la morți! Îți spun eu ce e înspăimântător, să trăiești cu Andy. Pe lângă asta, nimic nu poate să mă mai sperie. Ce-ai spus? Sunt complet neimpresionabilă. Nimic nu mă sperie. Mulțumită ție! Minți! Ai dreptate. Există un lucru care mă înspăimântă. Să-ți fiu soră pentru tot restul vieții! O crezi pe Jen? Nimic nu-mi fricoșează. Băiatule, trebuie să găsim o cale ca să-i arătăm ce este frica. Ai putea să o faci să spele rufele. Am uitat să te închid. Jen e sora ta atât de drăguță? Are curaj și tărie de caracter. Ce ești tu, un fel de extremist? Trebuie să-mi folosesc geniul de poznaș ca să-i arăt lui Jen ce înseamnă frica! Cu efectele tale speciale, cu siguranță o să-și iasă din miz de frică. Și vina aia mică, uite ce a făcut! Hai, Terry! Să ducem țeasta asta înapoi la Andy. Poftim țeasta, cap de cartof ce ești. Wow, ia uite-te, Jen, asemănarea cu tine e nefirească. Hei, e ca în trucul cu capul micșorat din primul film al lui Mitch, pumnalul dulcelui meu tată. Da, așa e. Renunță, nu mă pot speria. Cuvintele astea sunt muzică pentru mine. În special când eu fac doar încălzirea. Ți-ai mâncat toate legumele? Ah! Nu ai altceva mai bun de făcut cu viața ta de 2 bani? Ți-ai mâncat toate legumele? Wow! Exact ca în al doilea film al lui Mitch. Nu am mai mâncat legume o lună după filmul ăla. Chestia devine cam ciudată. Mai întâi capul micșorat, acum scrisoarea înfiorătoare. Cu siguranță aici se întrevede o urmă. Renunță, găgăuță. Sau singura urmă pe care o să o vezi o să fie gheata mea imprimată pe fundul tău. Bună, sunt Jen. Legume, mănâncă-le, mănâncă-le. Ascultă, ciudatule, dacă mai sunt vreodată pe numărul meu sau mai menționez vreodată legume... Jen, termină cu țipatul. Vorbesc interurban de jumătate de oră și încerc să închei. Nu știu de unde m-ai sunat, dar încetează odată. Telefoane, astea sunt chestiile clasice. Da, ca în filmul 3 al lui Mitch, un telefon cu taxă inversă din grădina diavolului. Dar câte filme cu Mitch există? Doar 13. Ah!
Filmele astea sunt jalnice, iar voi sunteți mai mult decât penibil că vă uitați la ele. Dacă mai aud încă o glumă proastă legată de legume, o să am personal grijă ca amândoi să fiți cosiți. Fata asta s-a săturat, săracă. Cu siguranță. Și dacă am dreptate cu scenariile horror, în următoarele câteva zile o să fiu cu minte ca să o fac pe Jen să creadă că teroarea s-a terminat. Și lasă-mă să ghicesc, o să greșească? Oh da, ca o clanță în lift. Sau o muscă în lapte. Hei! Oh, Jen, scârbos, cum poți mânca asta? Nu, serios, ascultă aici. Făcut din 12 feluri diferite de creiere. Da, bine. Scrie cereale, nu creiere. Și nici măcar n-ai potrivit scrisul. Ce-ți închipui? Că o să mă sperii așa? Copii, tatăl vostru și cu mine avem de făcut un mic anunț. O să fim plecați în weekend. Aaaa? Eu nu vreau să merg. Nu, mama ta și cu mine mergem. Nu și voi doi. Vrem doar să stăm departe de... întrecerea asta, da, e prea rapidă, foarte rapidă. Vreți să spuneți că Jen și cu mine o să fim singuri weekendul ăsta? De fapt, Andy, am vorbit cu mama lui Danny ca să stai acolo. Tot weekendul? Așa au zis. Apropo, plănuiesc să-i fac un weekend al ororilor. Asta cere o planificare. Am început deja. Nu mă surprinde. Ei, contează pe mine. Îmi plac weekendurile și îmi plac ororile. Mă gândeam să folosim casa ta ca sediu. Jen n-o să suspecteze. Vorbind de lup? Întregul weekend? Așa au spus. Nu-i așa că e perfect? Dacă părinții sunt plecați, e ocazia perfectă să avem întâlnirea aia în patru cu Craig și Nicolas la mine acasă. Ce zici? Sunt așa de emoționată! Hai să-i chemăm! Am cam vorbit deja cu ei. Întâlnirea o să fie în seara asta. Mama mia! Avem atâtea de aranjat! Hai! Merge treaba ca pe roate sau nu? Prima parte. Merge ca unsă. Amuzant. Haide, avem orori de pregătit. Buhuhu, buhuhu. Nu mai râd așa. Ce, vrei să mă sperii? Ești sigură că vrei ca ei să plece weekendul ăsta? O termină! Și apropo, ai face bine să te faci nevăzut weekendul ăsta și să te duci la Danny. Terry și cu mine avem planuri. Da, am auzit. Wow, patru adolescenți singuri într-o casă? E, dacă nu e asta formula pentru un film de groază, nu știu care e. Îți spun eu care e, dacă sufli o vorbă despre asta mamei și tatei. Buzele mele sunt pecetluite, dar așa încep toate filmele lui Mitch. Lași garda jos pentru o secundă și... Să fiți cu minți amândoi, bine? Pa! Ce? Atât? Doar un pa? Oh, da, ai dreptate. Mama ta și cu mine am făcut o listă mică de reguli, pa. Faceți cum scrie în lista? Pa, pa! Da! Weekendul ăsta a început oficial! Știi că este vineri 26, nu-i așa? Și ce? Necazurile din 13 se dublează. Nu-mi pasă chiar deloc. Am planuri pentru seara asta și ele încep acum. Așa că dispar. Atunci îi face bine să citești regula 10, paragraful 3 și citez. Fără petreceri. Să nu te mai prind pe aici. Se pare că o să avem o noapte neagră și furtunoasă, nu? Surioară! Lasă-mă în pace! Știi ceva? Un adolescent rebel care avea părinții plecați a fost filmului 5, 8 și 11 al lui Mitch. Taci! Din gură! Sau te plantezi în grădină! Așa mai merge. Începe! Ah, furtună stupidă!
Bietul Andy tot mai încearcă să mă sperie. Hei, surioară, cu cine vorbeai? Nu erai tu afară? Pe o vreme ca asta, probabil că glumești. O să mă duc să văd dacă pot să repornesc curentul. Bine lucrat! În seara asta, Jen, o să înveți adevăratul înțeles al fricii. Eu deja știu, chinuții mei sunt complet uzi. Păstrează-ți necazul numai pentru tine. Haide, mai avem o grămadă de treabă de făcut. Nebunul ăsta de Andy. Terry, tu erai. Andy mă scoate din pepeni. Să-l ignorăm pe nemernic. În seara asta avem întâlnire. Undeva pe aici e prostia aia de casetofon al lui Andy. Wow, calmează-te. Scuze, bine? Sunt bine. Hai să aranjăm puțin pe aici pentru băieți. Sunt atât de emoționată. Îți vine să crezi că vin cu adevărat încoace? Și nimeni și nimic n-o să ne strice seara asta minunată! Andy! Andy! Ieși afară de aici! Lasă-ne în pace odată! Doamne, ce s-a întâmplat? Ești bine? Vreau să ieși afară din casa asta acum! Festele tale sunt din calea afară de plictisitoare! Până aici! Afară cu tine! Sunt aici, n-am nimic de-a face cu chestiile astea care se petrec, la fel de speriat ca tine. Eu nu sunt speriată, sunt supărată. Și acum ieși odată afară. Bine, bine, plec. Dar să știi asta, necazul... Am zis, nu... afară! Bine, bine, o să fiu la Deni dacă ai nevoie de mine. N-am eu nevoie de tine. Cred că o să avem nevoie de mai multă gelatină verde. Ai o priveliște bună spre casa mea de aici. Oh, da, fereastra de sus de la stânga e camera lui Jen. Hei, când începe filmul, domnișoarelor? Bună, băieți, intrați! O să fie mai ușor decât să-l bat pe vărul meu de 4 ani. Tu chiar te-ai bătut cu el? De fapt, e o ea, mă rog, da, de câteva ori. Avem și floricele? Fiți atenți! Avem cel mai înfricoșător film al lui Mitch. Mitch 13, sacul de cartofi ai diavolului. Super, ne plac filmele lui Mitch foarte mult. Da? Și lui Jen îi place de Mitch. Da, dar mă cam sperie. Hei, nicio problemă, doar o să fim noi aici să te apărăm. N-ai de ce să te temi, nu? Cum arăt cu asta? Un pic ca mătușii mei a bătrân. Biata mătușă. Ba, bietul unchi. Deci, linia de telefon e cuplată? Da, aici preiul cu pânze de păianjen și noroi? Le-am și maimuța cu bale verzi frumoase. Ha, bun, super, maimuța e partea mea favorită din Mitch 13. Ăsta e ultimul telefon pe care tanti aia o să-l mai dea. Ce-ar fi să comandăm o pizza? Chiar mă gândeam la asta. Da? Bună, aș vrea să comand 2 pizza mari cu de toate. Livrat acasă. 2 cu de toate, acasă.
Numele meu este Larkin. Ah, știu unde stați, din cauza enervantului dumneavoastră de frate. Ha? A mers perfect. Cum merge treaba acolo? Totu-i pregătit. Hai să o facem. Fiți atenți, asta e partea cea mai tare. Voi ce aș vrea să vină pizza aia, mi-e atât de foame. Uitați-vă la asta. Sperietoarea care voi credeți că e primarul orașului este chiar o sperietoare și explodează complet. Pizza? Da, noi întotdeauna primim pizza livrată pe acoperiș. Probabil e nătângul de frate-miu care încearcă să mă sperie din nou. Chiar s-a dus să ia pizza? Parcă trebuia să te duci la Danny, jigodie mică. Alo? Bună, Jen, sunt Andy. Sunt încă aici, la Danny. Mă gândeam să văd ce mai faci. Jen, ești acolo? Ce-i? Ce s-a întâmplat? Au uitat să pună ardei iute? Oprește-te! Asta e... Ketchup? Scârbos! Hei, e chiar ketchup! Mai ești încă acolo, nătângule? Bună, Jen, mă uitam aici la televizor cu Danny, la el acasă. Planul merge de minune, a înghețat de frică. Hei, trebuie să închid. Și acum, pizza! Pizza! Stați așa, băieți! E atât de groaznic, ca un filmul lui Mitch când explodează sperietoarea. Și când Mitch l-a tăiat pe tipul ăla, semăna cu falsul cadavru din patul lui Andy? Stați puțin. Ieșiți! Nu ați mâncat legumele! Nu era o fantomă? Casa este bântuită! Ferește-te! Aici e prăjitura cu cremă de banane și creier de maimuță pe care ați comandat-o! Ăsta ești tu, Andy! Tu! Tu! Nu ți-e frică de nimic, Jen? Te-am păcălit! Ți-am făcut-o! Ați putea cumva să... Nu, frate, nu putem. Ei, asta nu e amuzant. Ne puteți să desface, vă rog? Da, frânghiile astea nu sunt mărimea mea. Cu atât mai rău, rataților. Ei, surioară, ce vrei să faci cu cartofii aia? Îți amintești filmul lui Mitch în care tipul ăla nu vrea să tacă, nu?
Ei, asta o să le ajungă pentru un timp. Hai să mergem să comandăm o pizza adevărată. Vai, mie! Uitați-vă la voi! Ne-am făcut de râs. E numai vina lui Jen. Ne-a certat și ne-a legat împreună și acum dă o petrecere uriașă acasă. O petrecere? Și tu n-ai făcut nimic ca să o provoci? Nu, nimic! Sunt complet nevinovat, tată. Jen, avem de vorbit. Acum! un mic ajutor?